Bună dimineața! M-ai prins! Ce faci acolo? Am trimis un mesaj și vreau să mai scriu un pic la ultimul articol. Bună dimineața! Neața, bună dimineața! Este satisfacția să lucrezi cu sume mari de bani. Este un pic atipic. În afara faptului că, într-adevăr, fac muncă de contabil, ce face orice contabil, sumele sunt foarte mari, dar nu privim asta ca pe ceva deosebit. Sunt sume, le privim ca atare. În schimb, satisfacția pe care o am este atunci când fac producția neterminată. Am ales să-l construim din materiale reciclabile. Este făcut din Europalet. Da. Tocmai de aceea are o formă. I-am dat și o formă de căsuță în același timp. Și în el am introdus materiale naturale. Avem cărămidă, paie, lemne. Avem o zonă unde se adăpostesc albinele solitare. În același timp se pot adăposti și urechelnițe. Anul acesta am semnat un pic mai târziu, să putem condiții mai bune, adică să nu mai fie prea răcoare, să răsară pormul uniform. Ne-am gândit să fie semnat un pic mai târziu și să răsară tot uniform și condiții bune. Clienții se găsesc foarte ușor. 95% de cartofi dulce consumați în Europa sunt de la import. Au mai rămas doar 5 zile din proiectul România Văzută din Tractor. Am emoții, dar știu că va ieși o emisiune minunată. Vă rog să urmăriți emisiunea România Văzută din Tractor, care va apărea pe AgroTV începând cu 13 septembrie până pe 29 noiembrie. Sperăm să vă placă tot ceea ce am filmat noi. Nu uitați să urmăriți în continuare pagina de Facebook România Văzută din Tractor, dar și canalul de YouTube, Jurnal Agricol de Călătorie, pentru că aș vrea să nu ratați niciun video. Fiecare video are o poveste în spate și cu siguranță multă, multă inspirație pentru voi. Dragii mei, vă pup și fiți cu ochii pe noi!